La Antena 1, ziua îndrăgostiților începe dimineața de vreme. O zi minunată ne așteaptă, plină de optimism. Ah, da, corect. Fii alături de Teo și Mircea, între orele 8 și 10. La o ediție specială despre el și ea. Dimineața de vreme, cu Teo și Mircea. Stimați telespectatori, ne apropiem cu pași, stați că nu este intervenția lui Papa, deci ne apropiem cu pași mari de finalul emisiunii. Dacă nu te întinzi pe aici pe jos, eu să mor. Sar, dacă sar cu ambele picioare, tropă-i pe studio și uite, îmi scapă și coarda. Deci ne apropiem cu pași mari, ziceam, hai odată, de sfârșitul emisiunii. Și cum stăm firea românilor, stimați respectatori, nu numai să-și dea legătura, ci și să se lege la cap fără să-i doară, desigur. Vă invităm mâine dimineață la o nouă ediție a emisiunii Până dimineața de vreme. Decât profund răutăcios, mai bine un răutăcios profund. Bună dimineața, stimați respectatori, începem cu ziarul Adevărul. Inflația rămâne inamicul numărul 1 și în 1998. Inflația este și în acest an principalul dușman al românilor în pofida declarațiilor optimiste ale celor care guvernează. Sistemul sanitar românesc între deznădejde și speranță, sănătatea și cinstea nu se cumpără. De azi, de la ora 10, de când se termină emisiunea dimineața de vreme, sistemul sanitar din România a intrat în grevă. Nimic nu ne mai poate feri de scumpirea uleiului, ne anunță tot evenimentul zilei. Prețul va crește cu cel puțin 15%. Putem să spunem fără teama de a greși că trăim într-o lume nebună, nebună, nebună. Stimați telespectatori, și acum vă prezentăm știrea zilei. Principala cauză care determină pe hoții rămân să răfure, hai, la furat, o reprezintă emoția deosebită pe care o induce acțiunea de însuși un bun care nu le aparține. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru, crăpar capul caprei cum a crăpat piatra în patru. Șase sași în șase saci. Un vultur deci, stă pe pisc cu un pic sunt plisc. Un vultur stă pe pisc cu un pic sunt plix. Nu mi-aș vrea să fie, deci încă o dată. Un vultur stă pe pisc cu un pic în plisc. Această noapte de vineri nu are nimic ghinionistic în ea, ba dimpotrivă. Într-o atmosferă de baz pentru adulți, însă inegalabilul Mircea Badea. Am urme de ruj? Așa am impresia. Oricum nu-i problemă, nu mi le șterg pentru că, mă rog, la o anumită vârstă îmi voi dori să mai am, știi? Și vreau să vă spun că atunci când eram mic, vroiam să devin savant. Ați observat reacția, stimați respirator. Vreau să devin savant. Da. După aceea mi-am revizuit opțiunile și scara valorilor și m-am gândit să devin gunoier. Mi se pare extrem de atrăgător modul în care domnii de la gunoi roteau tomberoanele pentru a le aduce la mașină, a le deșerta și după aceea traseul, refăceau traseul ca într-o călătorie inițiatică. După aceea am vrut să devin șofer și mă tot jucam cu farfuriile pe masă, băgam cu furgulița într-a întâia, într-a doua, mă rog. După aceea am devenit deștept. După aceea, păi să vedeți de ce afirm asta. Nu este o infatuare, nu. Este un fapt dovedit științific, pentru că la un moment dat mi-am zis, mai bine mă fac musafir. Eram fără doar și poate inteligent, dacă asta nu-i dovadă de deșteptăciune, nu știu zău care ar mai putea fi.